În familie mai puternice, dacă nu avem gratie Hahnemann între magazie și cuib, e posibil ca matca să urce în magazie, chiar dacă ramele sunt rame mai late. Aceasta văd că s-a potrivit să nu fie așa de lată și efectiv a urcat în magazie. Uitați, avem puiet chiar frumos și pe o parte și pe alta. Și miere de salcâm. Acest familie ar fi trebuit să-i dăm mai mult spațiu, dar nu am reușit să venim atunci la timp în stupină să-i dăm foi și uite că s-a extins în magazie în cele două săptămâni de când este culesul de salcâm. Aceste lucruri se pot rezolva cu o gratie Hahnemann și atunci știm precis că în magazie nu vom avea niciodată matca urcată. Aici deja nu. Deci aceea era singura ramă. Aici doar un pic de puie de trântori și niște boci, începuturi de boci. Se observă larve de trântor depuse în magazie și ne putem da seama că au început să se pregătească pentru roit datorită bocilor care le-am găsit. Aceasta este o bodcă nouă crescută chiar pe leațul de jos în magazie. Să vedem un pic dacă putem observa înăuntru lăptișorul și larva deja de matcă. Observați larva ca un covrigaș mic și lăptișorul în jurul ei, foarte mult lăptișor. Astfel se diferențiază o albină lucrătoare de o matcă prin hrana pe care o primește încă de timpuriu și mărimea celulii în care se naște și își definitivează creșterea.